Aș vrea să continuăm acum discuția alături de Cosmin Păunescu, șef serviciu, Serviciul de Supraveghere Prudențială la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Bun găsit! Bine v-am regăsit după un an, mă bucur să ne revedem. După un an, da. Așa cum știm... foarte repede, practic, nu știu când, dar n-am mai mișcat de atunci. Asta vrem să aflăm, ce s-a mai întâmplat, care sunt noutățile din punct de vedere al ASF. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, ASF este un punct unic de contact pentru raportările SF ale companiilor, listate, desigur, și am vrea să vă întrebăm legat de raportările de sustenabilitate, dacă de asemenea ASF va fi punct de contact și pentru ele, sau va fi o altă instituție? Cum ASF-ul își propune acest lucru pentru societățile listate, cu acea intrare etapizată de la cele care aplică deja NFRD-ul și terminând cu IMM-urile în ultimul val. Mai mult, până acum am avut un rol mai mult pentru creșterea transparenței, în sensul că am solicitat publicarea alinierii la taxonomie, am avut colegii de la emitenți, au avut dialoguri cu cei interesați pentru a crește granularitatea informației și imaginea din raportări, dar nu am avut puteri sancționatorii despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme, s-ar impune sau nu astfel de sancțiuni, evident că nu într-o primă etapă când vedem că momentan know-how-ul nostru și al regiunii în general este destul de scăzut, dar ar fi interesant să vedem în ce măsură rapoartele de sustenabilitate ar contribui într-un viitor la formarea prețului și evident că putem presupune că vor avea un impact semnificativ. Nu degeaba vorbim despre greenwashing, nu degeaba încercăm în Europa să găsim niște căi legale, pentru că nu le avem pentru a individualiza aceste practici și a le sancționa, care ar fi impactul pe bursă. Dacă ne uităm la hidroelectrica, eu nu cred că partea de verde nu a avut niciun rol în succesul ofertei și mai ales pe partea de investitori instituționali străini. Deci, cu siguranță, faptul că ești într-o activitate economică care nu va avea costuri masive de aliniere la practici, care se pliază pe modalitățile europene de finanțare, ar trebui să constituie un avantaj. Și vedem, din fericire, pentru marile companii listate de la noi, au declanșat acest drum de a se alinia la practicile europene. Mai mult sunt acele rapoarte Sustainalytics care sunt pe bursă și sunt foarte necesare și cred că investitorii instituționali deja o fac și cred că și retail-ul ar trebui să se uită mai atent la ele atunci când iau anumite decizii de investiții. Tocmai în special în afară sunt fonduri dedicate, cu mandat special ESG. Da. Cum vedeți piața de la noi din acest punct de vedere? Cât preț pun pe aceste informații legate de sustenabilitate investitorii? Este o întrebare foarte interesantă. Anul trecut mi-aduc aminte că am venit cu statistica femei care apăruse cu 2-3 zile mai devreme că fondurile de ESG au fost singurele cu intrări nete pozitive într-un an destul de volatil pe fond de război și inflație foarte ridicată. Anul acesta mă uitam că tendințele internaționale sunt oarecum în sens invers, avem ieșiri în ultimele trimestre publice, odată datorită faptului că legislația încă necesită clarificări la nivel european pe acel articol 8 din SFDR la Green, pentru că criza energetică a mutat cumva, s-a disipat cumva și iar prețurile au mutat atenția de la proiectele verzi, care sunt destul de costisitoare, cel puțin la început, și care presupun amortizare pe termen mai lung, deci vizibilă pe termen mai lung în randamente. La noi suntem la început, este partea bună. Anul trecut aveam, cred că, doar două fonduri de articol 7. Acum avem 7 fonduri de articol 8, pardon, acolo avem 7 fonduri de articol 8 din SFDR, administrate de 4 administratori din grupurile bancare, 500 de milioane de lei și 11.000 de investitori care pot reprezenta o sumă mică, dar undeva la 3% cotă de piață. Deci interesul este în creștere. Acum aș putea să vă zic și care sunt discuțiile pe care le-am avut cu la data autorizării sau în procesul de autorizare cu acei administratori, odată clarificarea articolului 8, care nu presupune anumite praguri, threshold-uri pentru investițiile verzi. Noi am încercat să uniformizăm la nivel de ASF, am încercat să impunem ca cerință de autorizare apelare la un rating ESG, deși se știe că încă sunt destul de discutate ca metodologie și încercăm să le uniformizăm, dar noi vrem să pornim pe baze corecte și transparente pentru toți. Acum, ce probleme ne-au ridicat
administratorii de fonduri locale și ar fi bine de știut de către societățile listate faptul că oferta la BVB este mai puțin săracă prin prisma faptului că nu toate companiile au acoperire la mari furnizori de rating. Deci ar trebui să știe companiile că există interes incipient pe faza de instituționali. Ce este ciudat în România, că toate statisticile arată că în vest interesul pornește de la public și se transmite către operatorii financiari. Noi suntem oarecum într-un cer vicios. Cei care au emis obligațiuni verzi nu beneficiază neapărat de dobânzi mai mici din partea pieței. Societățile listate încă nu văd un interes atât de mare la cumpărare pentru că apelează la anumite practici verzi. Societatea românească este oarecum la început. Mă uitam pe Eurobarometru, 64% doar din populația noastră, comparativ cu 84% media europeană, consideră că schimbările climatice au un impact semnificativ asupra sănătății publice. Totuși ne mișcăm, chiar dacă entitățile financiare încearcă să facă o educație în domeniu, eu cred că sunt pași hotărâți, carini de creștere, care se vor concretiza poate în următorii 2-3 ani. V-aș mai întreba și care sunt recomandările și acțiunile pe care le are ASF în vederea implementării finanțelor verzi? Evident că suntem și noi într-un stadiu embrionar. M-am întrebat dacă suntem cumva în urma Europei, nici de cum. Deci suntem la cele mai bune standarde din regiune și cât putem... Deci suntem în pas. Suntem în pas, da. Am încercat să, prin acțiuni de conștientizare, care le ducem cu toții prin corespondența cu emitenții și societățile financiare. Avem un proiect despre care vorbeam și anul trecut, este încă în curs de creșterea capacității instituționale în domeniul finanțelor verzi, împreună cu alte trei autorități și finanțat de DG Reform. Am lansat, sau consultantul nostru, un proiect a lansat deja un chestionar în piață care este în curs de completare și ar fi îmbucurător să avem un grad de completare cât mai înalt pentru a vedea care este efectiv interesul la nivelul pieței. Momentan era destul de scăzut, din păcate, deci putem spera, dar nu eram sub Croația sau Malta, deci suntem tot pe acolo, dar sperăm să crească acest nivel și vom avea și workshop-uri ca principiu, atât cu societățile financiare, cât și cu cele non-financiare, în care vom discuta această legislație europeană. Cam atâta putem noi să facem. V-am spus, avem tot suportul pe partea de autorizare când sunt produse verzi și încercăm să creăm încă de acum standarde unitare, așa cum putem noi de bine, aliniere alte practici mult mai rodate din punctul ăsta de vedere. Aș vrea și eu să întreb ceva. Cum vede ASF-ul? Cât de pregătite consideră că sunt companiile listate pentru această nouă raportare pe CSRD și SRS, având în vedere aceste standarde? Cum vi se pare? Vorbeam cu colegii și există o experiență deja pe partea de situații financiare consolidate. Pe partea de sustenabilitate, într-adevăr, este una mai mică. Înțeleg că societățile au atât expertiza mai scăzută și este și o problemă de costuri, dar în cele din urmă nivelul de transparență a crescut în timp, chiar dacă doar pe partea de aliniere la taxonomie în ultima vreme. Deci e prematur să spunem cât de pregătiți suntem, pentru că noi înșine în activitatea de supraveghere suntem în curs de a identifica sursele de date pentru mulți dintre indicatori. Deci doar putem spera că vom fi cu toții pregătiți atunci când se vor aplica efectiv aceste raportări. Și din punct de vedere al calității datelor raportate pe taxonomie, s-a mai ridicat, mi-au spus cei care au intrat în contact direct cu emitenții, dar, mă rog, suntem încă la început, dar nu cred că putem vorbi de o calitate ridicată a datelor, deși este vizibil că o serie de emitenți au investit, cei mari au investit serios pe partea de finanțe sustenabile și asta se vede deja în calitatea raportărilor disponibile public, care chiar au depășit nivelul raportării non-financiare din prezent, care este mai mult descriptiv. Deci sunt societăți cu ținte concrete, sunt societăți care raportează mult mai mult decât o impune legislația de acum, sunt pas serioși din partea celor care și-au acordat mult interes sectorului. Am înțeles. Deci există bune practici la nivel național care pot fi analizate de companiile cu mai puțin experiență. Da. Mulțumesc! Mulțumesc!